Sărbătoarea a fost astăzi și în parohia Dela Veche din capitală. Locașul de cult închinat Sfintei Treimi și-a prăznuit hramul. Biserica este una de referință în sectorul 2 al Bucureștiului, atât pentru activitatea pastoral-misionară desfășurată aici, cât și pentru importanța ei istorică, fiind realizată după planurile arhitectului George Mandrea, același arhitect care a proiectat și Biserica Sfânta Treime a Mănăstirii Sinaia. În capitală, unul dintre locașurile de cult care au îmbrăcat haină de sărbătoare la praznicul Sfintei Treimi este și Biserica Dela Veche din sectorul 2. La Sfânta Liturghie oficiată de slujitorii bisericii au participat credincioși veniți din mai multe parohii ale capitalei. Prăznuirea Sfintei Treimi, lunea Rusaliilor, după pocorârea Duhului Sfânt, iată când Sfânta Biserică a luat ființă, după ce Duhul Sfânt s-a pogorât în chip de limb de foc asupra Sfinților Ucenici și Apostolii ai Mântuitorului, iată pentru noi cu atât mai mult este o sărbătoare încât Sfânta Treime ne ocrotește în tot ceea ce facem în această comunitate parohială, în viața noastră duhovnicească. Pentru fiecare creștin, Sfânta Treime reprezintă forma cea mai înaltă de adorare a lui Dumnezeu. În zilele de sărbătoare, atunci când îi prăznuim pe Sfinții lui Dumnezeu, cei bine plăcuți lui Dumnezeu, prietenii și casnicii lui Dumnezeu, evenimente din istoria mântuirii, dar mai ales când prăznuim persoanele Sfintei Treimi, cu toții trebuie să venim și să ne adăpăm din învățătura cea duhovnicească, învățătura credinței cele adevărate, ca să înțelegem credința noastră și viața noastră într-un Hristos. Eu personal, de câte ori am posibilitatea, particip la astfel de hramuri. Cred că este un lucru extraordinar de bun. Credincioșii sărbătoresc hramurile bisericilor și autoritățile trebuie să fie în mijlocul acestor evenimente. În sectorul 2, primăria are o relație foarte bună cu biserica și sprijinim ori de câte ori putem astfel de evenimente, precum și alte nevoi pe care le are biserica. Cu prilejul hramului, parohia a pregătit pentru persoanele nevoiașe, dar și pentru cei care au participat la slujbă, o masă caldă.